Cumpără FIFA Coins la cel mai mic preț de pe piață, doar pe fifacoin.com și nu uitați să folosești codul de reducere CATA. Linkul îl găsești în descriere. Salutare, oameni fani și oameni, la un nou episod de IFC 24 Pack Opening. De data aceasta, un Hero Player Pick din care sper să pice ceva utilizabil. Dacă vă place seria, nu uitați să plăsniți și voi butonul de like. E foarte important să vă abonați și legendar de important, dacă n-ați făcut-o deja, să îmi dați un follow pe Instagram. Și cel mai important lucru de pe planetă, să folosiți codul de reducere CATAXPCG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați, jocuri FC pe G2A și, bineînțeles, dacă aveți nevoie de FIFA, coins pe fifacoin.com, folosind codul de reducere CATAXPCG pe Fortnite Shop, milioane de dolari. Nu uitați să dați niște click-uri pe linkul din descriere cu FIFA Coin, chiar dacă nu vă cumpărați coins. Să mai păcălim câteva luni cu băieți. Asta e echipa. Ce să zic? M-o cam distrus la club. Nenii am bat marinarul. Încă n-am găsit o variantă să-i fac și full chemistry. Dar o să găsesc, evident. Cel mai probabil îl dăm afară pe nenea asta și îl bag înapoi pe nenea Marquinhos în cazul în care n-am de ales. Dar am rămas cu resursele la 0. Am făcut Hero Player Pick-ul și am cumpărat două carduri de 87 pentru că nu mai aveam cum să-l fac. Am la asta s-a ajuns, din păcate. Asta este, n-ai ce să faci, n-ai ce să faci. Hai să plătim niște pachetozini, lăsați-vă un comentariu cu ce ați primit. Să sperăm că primeați niște resurse cât de cât ok. Mai am 3 pachete cu 83x10. Sunt cu speranța că îmi dă măcar niște fodder de acolo. Deși n-ar zice nu la un Vinicius. Nu mă zic, alții au prins din pachete 30 de coins. Că stau după aia și plâng tot anul că n-am luat nimic, asta e partea a doua. Nu dăm nume. Opa, nu mai am spații. Asta e un pic de nasolie de primăvară. Din păcate, băi, ne poate. Asta e ce mai am pe aici. Din astea trei double bun. Small Prime Electro Play, opa. Opa, ceva bun. Center back. Wow. Liberta ciorbă în varză și am crezut că e card din ăsta special, Thunder Strike. Poate data viitoare. Mamă ce țăpălaină, ou și regele Falcao. Costă ceva cardurile astea. Am înțeles, salutare, pa. Ce țăpălaină, mă. Vrăjelile astea de... Nu mai zic nimic. Mergem mai departe. America, right winger. Cred că am mai prins-o pe domnișoara asta, dar nu mai știu cum o cheamă. Rodman, da. Am mai prins-o pe domnișoara asta. Pe contul secundar pe Artigian și jucat-o. Not good, not bad. Alex Moreno, cu gol. Mai probabil Silveria aia costă mai mult decât nenea Alex Moreno. Delaney și Savic. Știu dacă o să mai dea încă un card de portar anul ăsta. La nenea Savic. Aici, aici este speranța totală. 83x5. De unde l-am și pe ăsta, mă, nenea? Small rare mixed players pack. Argentina. Și aia, văd că insistă cu Argentina în continuu. Cincinnati. Acosta. Care are scris pe gât Valentina. Sper că așa o cheamă pe fiică sa. Dacă nu, ce să zic. Decizii un pic am... Și Icon, mă, nene, mă, ne-a olar. Din păcate, costă nimic. Bun. Până aici stăm flexați. Bine ar fi să dea din Hero Player Pico la un center back Barosan. Un Luci Boss. Ar fi rău. Malta, CM. Nu mai știu cine ăsta, dar știu că l-am mai prins. Teuma. Cu Dala și toți băieții. Mai cred că ne băgăm pachetele alea mai barosanic, văd că la astea dăm dijaba. Doar pedală în gol. 82x2, hai mă nene mă. Dă-mă ceva Thunder Strike din asta ca lumea, nu lemnării. Mi l-o dat și pe ăla, pe Bruno Silva. Cum îl cheamă pe ăla? Pe portughezul ăla de la City. Am uitat cum îl cheamă. Și după aia îl bagă la evoluție, ești nebun, gratis. Pe ce asta mă ieși părți? M-am bucurat și eu, card de 200.000. Imediat îl bagă la evoluție, este card de 50.000. Let's go time. Părți. 83x5.
Ok, nu-i Neymar. Anglia, center back. Anglia, center back, Chelsea. Este John Terry, nu pot să cred. Domnșoara Bright. Are și bicepsul aia, tot ce vrei. Un ban cinstit aici. Oho. Ăștia, asta este. 83x10 în mijloc, pentru că în mijloc este cel mai bine mereu. Haide mă, nene, măcar special. Nu-i special, păcat. Măcar un inform să pice. Mamă, cel Hanoglu. Hai că dă bine la pachetile astea. 85. Dacă n-avem inform, e jale total. Practic, fără inform nu pot să le mai refarmez. Și la club mai am doar, mamă, Joao Cancelo mai am. Atât ca inform și pe ăla nu-l bag. Îl joc super sub. Nasolie de primăvară X2. Încă două, hai. Măcar de aici un inform ceva. Spain is Spain, goalkeeper. Nu-mi zic că dă de 84. Well, eu... Well, eu cum sunt parchetili. Well, eu, well, eu. Mamă, nici măcar inform, bă, băiat. Deci a dat 2 de 84 și restul de 83, bă, băiat. Bătălie de joc, bă, băiat. Asta este. Și ultimul pachet, după care ne aruncăm direct în Hero Pack și salutare, pa. Hero Player Pick, de fapt, nu pack. Hai mă, nene, nici ăsta nu fi cu walkout. Opa, hai ceva bun. Daca, inform. E ok, e bine. Opa, double walkout. Am ceva bun în spate, eu. Nu card gold, dar cred că e gold, că nu văd nicio animație pe acolo. Little. Ok. Not good, not bad. Nu cred că e jucabilă Domnșoara Little cu 80 pace, 80 shoot și nimic defending. Dar măcar îți două carduri din astea Thunderbergi. Mai bine așa. S-o revanșa față de celelalte două pachete. Avem inform, avem, uite, și două walkout-uri. Păi ok. Practic am la 4 walkout-uri din 3 pachete. Legit. Dacă dădea și în celelalte cât uniform, era absolut perfect. Așa puteam să le refarmez. Da, tot e bine. Ok, știam mai ce să fac. Ok, bun. Hai să iei la Hero Player Pick. Că practic poate să fie un episod corect. Cu doi Thunderbergi și un Hero Pick bun, ne-am rezolvat problema. Dacă ar da și un jucător pe care să-l bagă în echipă, ar fi și mai bine. Ok, lipsește ceva de pe aici. Și le-a cel mai probabil un 83. Ok, cel mai probabil un 84. Ia să vedem cine mai exact. Doamna Ilestead? Ilestead, perfect. Hai mă, nene, mă. Te rog, dă-mi un jucător pe care să-l bag în echipă. E mort clubul principal. Și pe secundar ați văzut că tot dă, tot dă, ești nebun, pe RTG. Pe ăsta unde zici că am băgat bani și ar trebui să-mi dea la rupere, îmi dă, la joale. Lăsați și voi în comentarii cu ce ați prins din player pick-ul ăsta. Hai mă, nene, mă, nici nu mai zic topor. Da, e mort, e mort contul ăsta. E mort, mort rău de tot. Scot și bag. Mort total. Deci nu vin să cred cât de prost poate să dea pe contul principal. Te mai aud pe ăștia care zic că dacă bagi bani în joc, îți dă la pachet e rupere. Hai că îmi dă, dovadă contul secundar a RTG. Cam asta a fost. Poate data viitoare. Mersi să faci divizionare, să aveți super fain în continuare. Și ne auzi data viitoare. Salutare, salutare!